Bună dimineața, domnilor și domnilor! Suntem Irina Gologan și Daniel Osmanovici și vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Focus la prima oră special. E timpul să vedem împreună cele mai interesante, amuzante, utile și deosebite informații de pe la noi și de peste hotare. Marile orașe din România s-au împodobit de sărbătoare și rivalizează acum cu metropolele europene. Fotografii cu bradul din Piața Sfatului din Brașov și Târgul din Cluj sunt la mare căutare pe rețelele sociale. Un tramvai de epocă plimbă zilele acestea turiștii și localnicii din Oradea, dornici de o experiență inedită. Mijlocul de transport în comun a fost recondiționat și oferă călătorilor tot confortul necesar. Pelerinaj la o biserică din Cluj-Napoca. Credincioșii vin să se roage la o icoană care lăcrimează. Și 250 de milioane de dolari este prețul de pornire al licitației pentru cea mai scumpă casă din Statele Unite. Proprietatea, care se întinde pe 11.000 de metri pătrați, va fi vândută la licitație în luna februarie. Aproape toate marile orașe din România au îmbrăcat deja hainele de sărbătoare. Iar decorațiunile folosite au atras atenția turiștilor străini, care le-au fotografiat și le-au postat pe rețelele sociale. Bradul din Piața Sfatului din Brașov adună în jurul lui oameni din toate colțurile țării. Iar târguri de sărbători din Cluj-Napoca a intrat în topul celor mai frumoase din Europa. După Elveția, Germania, Austria sau Ungaria, bradul de la Brașov este în topul celor mai impresionanți din Europa. Și nu e de mirare. Are o înălțime de 30 de metri, pe ramurile lui atârnă 600 de globuri, iar 30.000 de luminițe completează peisajul de poveste. Îmi place foarte mult animația, foarte multă lume, atmosfera foarte caldă, deși este puțin cam frig, dar na, ne place foarte mult. A, nu ne-am luat ochii de pe brad, numai cu ochii pe brad am stat. Este foarte frumos anul acesta, ca și în ceilalți ani. Foarte, foarte frumos. Mai frumos decât în toate orașele sau ce am văzut până acum. Ne-ați bucurat. De unde sunteți? Din București. Și față de cel din București, cum e? Mult mai frumos. La standurile din jurul bradului, comercianții și-au ademenit clienții cu bunătăți colorate. La noi este o tradiție, turta dulce. Suntem deja la a patra generație care produce turtă dulce, adică nu am început acum de un an, doi, trei. Și merge. Acum, mai ales acum, pe timpul iernii, noi vindem destul de bine. Doamne ajută! Ce să vă spun, au mers foarte bine toate modelele de iarnă, și moșu, și brăduțu, toate modelele de iarnă. Nici Clujul nu se lasă mai prejos. Organizatorii târgului din Piața Unirii și-au propus ca ale lor să fie în top 10 din Europa. Ne bucurăm că în sfârșit avem târg. În primul rând, și foarte, foarte frumos amenajat. Des de toate. Luminițe, carusel. Față de anii trecuți este roata, care e super faină, dar ne lipsește patinoarul, m-aș fi dus la patinoar. Superb, ținând cont că târgul de Crăciun este un simbol al Crăciunului și nu trebuie să uităm că vine o perioadă în care toată lumea trebuie să facă cadouri și să intre din nou în spiritul ăsta de sărbătoare. Deci, din punctul meu de vedere, să nu uităm că vin sărbătorile. În Mureș, frumusețea e în fapte, nu în decorațiuni. Acolo, Moș Crăciun a ajuns pe motor la 200 de copii în Sântioana. Sperăm să fie o surpriză. Toată lumea așteaptă la reni. Sperăm să facem o surpriză în felul acesta. Anul acesta ne-am gândit să organizăm evenimentul acesta cu motociclete din lipsa zăpezii și ne-am gândit să facem o surpriză copiilor, pentru că nu prea mai ninge, nu prea se mai organizează evenimente și sperăm să fie o surpriză pentru toată lumea. Copiii au fost pur și simplu fascinați, mai ales că au văzut nu unul, ci mai mulți moși. Cum a fost pe aici? Mi-a plăcut și cum a fost pe aici? Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult de moși și a venit cu mami și cu soriara mea mai. Pura foarte tare și chiar au fost nerăbdătoare ca să venim și să vadă. Organizatorii spun că vor să facă un obicei din asta, iar acolo unde sania moșului nu ajunge, măcar pe motor să vină. Centrul Timișoara este în această perioadă anului un adevărat loc de poveste. La Muzeul Satului a fost amenajat un parc de Crăciun, la care au venit în doar câteva ore peste 10.000 de vizitatori. Și evident că toată lumea a avut parte de o grămadă de surprize. Vorbim de, iată, copaci îmbrăcați în beculețe, patinoar, mașinuțe gratuite pentru copii, iată că trebuia să fiu și eu acolo, spectacole cu laser. Asta da, interesant.
Parcul de Crăciun de la Timișoara a fost inaugurat cu o defilare a gărzilor cetății și a voluntarilor Asociației Eugeniu de Savoia, îmbrăcați în costume de epocă din perioada în care trupele imperiale au recucerit Timișoara. O salvă de tun! Odată cu salva de tun, s-au aprins și luminile de Crăciun. Zeci de mii de beculețe au împodobit atât vradul înalt de peste 10 metri, amplasat la intrarea în Parcul Moșului, cât și mai mulți copaci din interiorul muzeului satului. Mai multe figurine, de la îngerași la steluțe, arcade luminoase și globuri uriașe, au transformat aleile întunecoase în adevărate spectacole de lumină. Cerul a fost brăzdat de lasere întreaga seară. În cadrul parcului funcționează și un patinoar și un loc de joacă unde copiii se pot da gratuit în mașinuțe. De asemenea, în mai multe corturi au loc diverse evenimente, de la teatru de păpuși până la ateliere de creație. Bănuții de pe acest vin o să ajungă la niște copii cu dizabilități. Așa că vă așteptăm în urmă în număr cât mai mare. Cu purcei la proțap, cu coaste, preparate la grătar, cu mici, ceafă, pește, vin fiert, bineînțeles, ce nu lipsește ca să menținem atmosfera. Cei mai mulți vizitatori au fost părinții cu copiii dornici să stea câteva ore în atmosfera de bazm de la Parcul Crăciunului. Tot. Și luminile, și tarabele, și pentru copii. E frumos. Îmi place foarte mult cum e decorat, fiindcă are luminițe multe și atmosfera de Crăciun. Foarte frumos! Ai plăcut? În Parcul Crăciunului vor avea loc mai multe concursuri și concerte susținute de Delia, Irina Rimes și Ada. Parcul Crăciunului își va închide porțile în 23 decembrie. Faima târgului de Crăciun din Brașov a depășit granițele României. Bradul din Piața Sfatului apare în videoclipul formației ABBA. După 4 decenii de absență, artiștii suedezi promovează acum orașul de la poalele tâmpei în cea mai nouă melodie a lor dedicată Crăciunului. Videoclipul piesei Little Things se încheie cu scenariul de vis din Brașov. În zona Vrancei nu există sărbători de iarnă fără celebra mască tradițională din lemn purtată de flăcăi în noaptea dintre ani. O să-ți aduc și ție. Cel puțin. Am și o rudă pe acolo. Ai, serios? Am. Unul dintre meșterii populari celebru acum și în Europa este Pavel Lupașc. Îl face măști încă de când era copil și mergea cu plugul prin sat. Chiar dacă pandemia i-a afectat obiceiurile, meșterul vrâncean nu se dezice de pasiunea lui. Cine îl caută pe Pavel Lupașc știe unde să-l găsească. În atelier unde lucrează zi lumină. La noi aici în Nerejul s-a păstrat cu sfințenie tradiția măștilor de anul nou. Și a început să mai vină câte o comandă de la câte un băiat de aici prin sat. Localitatea este formată din mai multe sate și fiecare sat are ceata sa. Imediat după lăsata secului, ceata își alege șeful, care adună și pe ceilalți de prin sat și începe repetițiile. Măștile astea au scopul de a alunga duhurile rele din sat care s-au strâns în timpul anului și când vine anul nou să găsească satul fără ură, fără ceartă, fără dușmănie. În acest timp, urătorii se sfătuiesc între ei ce mască să poarte fiecare, de babă, de moș, de ursar sau de popă. În alți ani, când lucra, câte 5-6 copii stăteau numai ochi și urechi lângă el, să învețe și să prinde secretele. Acum însă, din cauza pandemiei, un singur băiat i-a mai călcat pragul. Acum pregătesc o mască. O mască de uncheș? Da, de mascat. Părinților au plecat în străinătate la muncă, dar copiii au rămas aici în sat. Când masca din lemn este gata, meșterul îi desenează ochii, gura, iar nasul îl face separat. Urmează vopsitul, vopsim cu vopsea acrilică.
în ulei. Și forma finală? Mai urmează să-i mai punem coarnele, deși este vopsită, mai vopsim ochii și cu buzele. Punem blana, blană de oaie, de capră. După anul nou, masca se ține în casă pentru alungarea spiritelor rele. Din bătrân s-a păstrat credința că aceasta atrage belșugul. Nu are etaj și nu este tras de cai, este însă alimentat cu energie electrică și circulă cu cel mult 25 de km pe oră. E povestea unui tramvai de epocă, recent modernizat și introdus în transportul public din Oradea. În această lună, ineditul mijloc de transport îi poartă pe localnici și pe turiști prin cele mai interesante locuri din oraș. Prețul unei călătorii este de 8 lei pentru adulți și vreo 4 lei pentru copii. În nopțile rece de decembrie, o plimbare cu tramvaiul de epocă poate reprezenta o adevărată călătorie în timp. Ineditul mijloc de transport străbate în aceste zile străzile istorice ale municipiului Oradea. Garnitura de tramvai, construită la Viena cu multe decenii în urmă, a fost reabilitată de Societatea de Transport Public cu suma de 10.000 de lei. Scaunele clasice din fier au fost schimbate cu cele din lemn pentru a le oferi călătorilor un confort sporit. E foarte frumos și o atmosferă plăcută de sărbători. Vă încărcați și dumneavoastră cu energie. Da, bineînțeles. Cum îl conduceți? Cât de greu e? Nu e foarte greu. E obișnuit. Mergeți mai încet totuși. Da. Cam care ar fi viteza medie așa prin oraș, încât turiștii să vadă clădirile importante? 15-20 de kilometri la oră. În călătoria, care durează aproximativ 40 de minute, tramvaiul trece pe lângă cele mai importante obiective turistice din oraș. Piața Unirii, Palatul Vulturul Negru, Gara Centrală sau Șirul Canonicilor sunt clădirile de patrimoniu ce pot fi admirate din mers. În plus, pe pereții interiori ai garniturii au fost montate decorațiuni de Crăciun, globuri și luminițe. Foarte plăcut! Ai impresionat! Păi tot aspectul și tramvaiul, cum e făcut tot artizanal. Vă place spiritul sărbător? Da, sigur, sigur, e foarte bine venit. Distractiv! Frumos, da, distractiv, așa-i? Da! Foarte frumos! Foarte frumos, cu decorațiuni! E super fain, sunt în Elveția. Cum mi se pare ce vedeți? E fain, făcut pentru copii. În fiecare zi a lunii decembrie, tramvaiul de epocă va efectua o cursă pe zi, începând cu ora 18 și 15 minute. Deși pare ireal, în timpul pandemiei, industria construcțiilor imobiliare a fost mai prosperă ca niciodată. Și nu doar că s-a construit mult, dar s-a construit și frumos. Un juriu format din arhitecți din toată lumea a premiat cele mai frumoase clădiri și restaurări din București. Această casă ultramodernă din zona de nord a capitalei, construită în jurul unui brad înalt, a fost preferată de juriu la categoria locuințe individuale. E o abordare contemporană a arhitecturii, bazată mai mult pe spațialitate, pe volume și mai puțin pe decorație. Noi credem că, în măsura în care se poate, ar fi bine să protejăm ce înseamnă cadrul natural, iar intervenția de arhitectură să fie cât mai puțin invazivă. Construcția a durat 2 ani și a fost realizată în așa fel încât din fiecare colț al casei să se poată observa grădina și bradul de afară. Când am cumpărat terenul, nu că n-am observat bradul, l-am observat, dar nu ne-am gândit că o să fie elementul principal al casei. Deci ne-a plăcut unicitatea. Calea Victoriei a recâștigat de anul acesta una dintre clădirile importante, monument istoric, iar proiectul a fost extrem de apreciat. La secțiunea Arhitectură și Patrimoniu, marele premiu a fost acordat unei restaurări din centrul capitalei, de care a beneficiat această superbă clădire, cunoscută de bucureșteni sub denumirea de Casino Victoria sau Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Veți vedea o fațadă de sticlă integrală, o fațadă care este ca o cortină și în felul ăsta ea oferă o reflexie multifacetată a clădirii monument și o aduce mai aproape de trecător și în același timp este o sugestie că acolo a existat o clădire cu funcțiune de
spectacol. Elementele decorative din interior au fost recondiționate și păstrează amintirea anilor în care capitala era considerată micul Paris. Se lansează și prima hartă interactivă de arhitectură contemporană, care include și trasee pentru bicicletă. Suntem și noi în rândul orașelor mari occidentale în care realizarea contemporană este valoroasă. E foarte multă lume interesată de creativitatea contemporană, inovativă și cere mai bun acum Bucureștiul. În ultimul an, doar în București au fost realizate 70 de construcții de utilitate publică. Dintre acestea, jumătate vor fi sedii de firme. Același procent există și în construcțiile ridicate pe plan european. Dansuri populare, cântece, costume tradiționale și grai românesc. Orașul Castellón din estul Spaniei aduce pentru cei 17.000 de conaționali o bucată din atmosfera de acasă. Atât românii cât și spaniolii participă în număr mare la evenimentele tradiționale organizate de comunitatea românească, iar copiii sunt atrași de atelierele de creație care le reamintesc că rădăcinile lor sunt aici, în România. Lecțiile pentru copii sunt ținute de profesoarele de limba română din oraș. Am hotărât să participăm cu elevii cursului de limbă, cultură și civilizație românească din Castellón și din orașele și din împrejurimi, ca să petrecem împreună momente emoționante, să ne aducem aminte de țara noastră, să vorbim românește, să simțim românește. O să călărăm steagul României. În ce culori? Zi-mi tu în ce culori. În roșu, albastru și galben. Și tu ce o să colorezi? În costum popular. În costum popular. Românesc. Românesc. Zeci de copii îmbrăcați în costume populare au fost aduși de părinții lor la această sărbătoare. Aproape toți sunt născuți în Spania, iar părinții înțeleg că trebuie făcut un efort pentru a le păstra identitatea și rădăcinile. Uite, avem așa crema României și se vede și culorul și steagul colorat. Uite, un steag. Părinților încă au acel sentiment de apartenență al țării. Chiar dacă le spunem, România este țara părinților și bunicilor voștri, dar este și a voastră. Expoziția îi încântă și pe spanioli. A venit de mucha gente, hay mucho contacto y de la cultura pues también se va impregnando. Aparte de que los trajes típicos también se parecen a los de aquí. Cultura y todo lo de vuestro país, que yo ya conocía bastante porque he ido otros años. Evenimentele sunt organizate de statul român cu sprijinul regatului Spaniei. Ca de obicei, statul spaniol a arătat deschidere către tot ce înseamnă exprimarea culturală a comunității românești. La migración en una sociedad tolerante que los ha acogido de manera amigable y donde la gran mayoría se sienten como en casa. Publicul are acces liber. Ultima zi de evenimente este 10 decembrie. Sute de credincioși vin în fiecare zi la o biserică din Cluj-Napoca pentru a se ruga la o icoană care lăcrimează. În timp ce oamenii vin cu flori și lumânări, preoții vorbesc despre o minune. Chiar dacă inițial nu au vrut să se afle, în cele din urmă prelații au așezat icoana în pridvorul bisericii. Icoana care îl înfățișează pe Mântuitorul Iisus Hristos de la biserica cu hramul Învierea Domnului din cartierul Zorilor lăcrimează neîntrerupt de zile întregi. Femeile care fac curățenie în lăcașul de cult au fost primele care au observat că ochiul stâng al Mântuitorului lăcrimează. Este nefiresc, neobișnuit și te lasă așa mut de uimire. Dacă într-adevăr este o minune, poate e un semn bun că suntem în perioada postului și oricum perioada de pandemie ne-a adus destule încercări și nu strică să vedem și lucruri pozitive. Imediat după descoperire, femeile au început să fotografieze și să se roage la icoană. În aceea seară a ajuns și preotul paroh pentru a vedea minunea. Acesta spune că nimeni nu a atins icoana și nici nu au verificat lichidul care curge. În lumea noastră fizică, prin derularea evenimentului, picătura respectivă trebuie să se consume. Ori picătura nu numai că nu se consumă, nu a rămas la fel de consistentă, ci e puțin mai consistentă decât în prima zi. Au venit și ingineri și ne-au spus, părinte, e firesc. Lemnul lucrează, icoana trebuie.
trebuie în timp, apare seva lemnului și le-am spus, veniți aproape și atingeți icoana. Nu e lemn. Au rămas fără cuvinte. Este a doua oară când în biserică se întâmplă acest fenomen, spun preoții. În anii trecuți, o icoană care întruchipa pe Maica Domnului a început să lăcrimeze. Un machiaj aplicat corect, dar și conform formei feței, ne poate schimba radical aspectul. Ce reguli trebuie să respectăm atunci când ne machiem? Aflăm chiar acum la Sănătate cu Stil, rubrică realizată și prezentată de colega noastră Luciana Indre. Îl admirăm pe podiumul de modă sau în revistele glossy, dar machiajul grafic poate fi purtat și la un eveniment mai special, cum e petrecerea de Revelion, de exemplu. Arată spectaculos și se adresează femeilor îndrăznețe, conștiente de propria senzualitate. În plus, liniile grafice sunt în trend, iar dacă sunt executate corect, fără exagerări, pot fi purtate chiar și ziua. Potrivit pentru femeile îndrăznețe și pentru un look special de eveniment, machiajul grafic al ochilor este în tendințe sezonul acesta. Acesta necesită răbdare și îndemânare, iar înainte de colorarea ploapei, trebuie definitivat machiajul feței. Aplic un fard roz fucsia deasupra pliului. Acesta se aplică din colțul extern al ochiului și se vine spre centru. Mișcările sunt foarte ușoare cu vârful pensulei, stânga-dreapta și ușor circulare pentru a fi difuzat fardul. Machiajul se realizează doar cu ochii deschiși, deoarece noi trebuie să ne ghidăm după pliul ochiului. Aplicarea fardului începe întotdeauna din colțul extern spre interiorul ochiului pentru ca machiajul să fie simetric, apoi se trasează liniile după o tehnică specială. Începem realizarea eyelinerului grafic și acesta se realizează în felul următor. Ochiul trebuie să rămână perfect drept al modelului, ca și cum mergi drept pe stradă, ridică privirea. Codița se realizează în felul următor. De la colțul ochiului se realizează o linie în continuarea pleoapei inferioare. Se aplică pensula oblică în colțul ochiului, iar apoi, în continuarea pleoapei inferioare, se realizează o linie care depășește pliul ochiului. Acesta este pliul ochiului, care trebuie să fie depășit. Din capătul codiței venim cu o linie înspre centrul ochiului. Se aplică pensula și se realizează o mișcare apăsată. Se ridică pleoapa și se umple acest gol. După care se va finisa linia de tuș. Cu ochiul închis se continuă linia de tuș aproape de baza genelor. Acesta se aplică prin mișcări foarte ușoare din aproape în aproape. Linia grafică se realizează deasupra pliului dintr-o singură mișcare foarte lentă. Dacă mișcările vor fi punctate și tapotate, linia va fi realizată în valuri. După ce am terminat liniile grafice, se fixează pleoapa mobilă. Eu am optat pentru un fard foarte deschis cu irizații roze și se aplică cu o pensulă din păr natural, cât de mică pensula de detaliu, deoarece lucrăm pe zone foarte micuțe, se fixează toată pleoapa. Mișcările sunt foarte ușoare de tapotare. Persoana care își realizează machiajul pe ea, în primul rând, nu trebuie să întindă de piele. Ochiul trebuie să rămână perfect drept ca să poți să realizezi acest machiaj după următoarele măsurători. Codița, după cum v-am spus, se realizează în continuarea pleoapei inferioare, iar această linie grafică se realizează pe forma pliului. Pentru mai mult efect în colțul intern se poate opta pentru un punct de lumină sidefat, iar pentru a obține cat eyes se aplică și gene. La un astfel de machiaj grafic este recomandat ca buzele și restul feței să rămână în tonuri cât mai naturale.
A urmărit programele Prima TV, a găsit cuvintele indicii și a câștigat o vacanță la munte, la Cheile Grădiște, în perioada Crăciunului. Aici l-a focus la prima oră specială, îl cunoaștem pe câștigătorul marelui premiu al concursului Premii pe Cuvânt. Și nu uita, ține-te de cuvânt și câștigă premii super tari cu Prima TV. Vă așteptați la premiu? Mulțumesc pentru felicitări și eu mă așteptam la altceva, dar nu la premiu. Adică, în ce sens spun treaba asta? Să pregătesc eu o plecare la munte fără acest premiu, dar dacă au venit, este binevenit. A urmărit programele Prima TV, a găsit cuvintele indicii și a câștigat marele premiu, o vacanță de vis ca în povești la Cheile Grădiștei în perioada Crăciunului. Teodor Macovei din Bacău este cel care se va bucura alături de familie de un sejur all-inclusiv timp de 6 nopți la munte. O să merg împreună cu soția și sper să fie într-adevăr o vacanță de vis. De cât timp urmăriți Prima TV? Prima TV o urmăresc de când am televizor, ca să spun mai pe românește, dar printre altele, acum, din timp de vreme de când au fost cu concursurile, urmăresc aproape zi de zi. Recomand din tot sufletul să uite în primul rând la Prima TV, că este o televiziune publică de succes și să înscrie la toate concursurile, că sunt pe adevăratele. Norocul a fost de partea lui în această perioadă, pentru că tot Teodor a fost cel care a câștigat și unul dintre premiile zilnice în valoare de 100 de euro la concursul organizat săptămâna trecută. Nu uita, ține-te de cuvânt și câștigă premii super tari cu Prima TV. Vedem acum date despre vreme, ni le oferă chiar Georgia, colega noastră. Bună dimineața, Georgia! Bună dimineața, bună dimineața! Nu, ne-a înghețat zâmbetul, mă auzi, știi că e frigahar. Mi-a înghețat, da, așa este puțin. Rămâne rece și astăzi, dar și mâine, atât în vestul cât și în sud-vestul țării. Așteptăm precipitații în toată țara, precipitații mixte la munte, ploi în restul teritoriului. E foarte generoasă, Georgia. Da, deci nu e de plimbat. Cel mai bine un film bun sau o emisiune și stăm în fața televizorului. Exact, și ne uităm la Focus la Prima Oră Specială. Sigur, da. Detalii, te rugăm. Detalii chiar acum. Așadar, asta se răcește în vest și sud-vest, dar în restul țării să știți că rămânem cu vreme mai caldă decât normalul perioadei. Sunt anunțate precipitații în toată țara. În Banat, Crișana și Oltenia o să plouă la început, apoi va fi lapoviță și ninsoare. La munte și în sud-vest va ninge, iar în Maramureș, Transilvania, Moldova și vestul Munteniei, la început va ploua, apoi vorbim de precipitații mixte. Maximele pornesc de la 2 grade în Banat și se opresc undeva pe la 14 în Bărăgan și Dobrogea. Mâine așteptăm precipitații în aproape toată țara. Rămâne rece în vestul și sud-vestul țării, va fi norat și va ploua în prima parte a zilei, apoi ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În urma precipitațiilor ar putea să se adune cantități mai însemnate de apă, iar pe alocuri să se depună și strat de zăpadă. În restul teritoriului, valorile termice vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. La munte, nordul Carpaților Orientali, masivele sud-vestice și în munții Apuseni vor predomina ninsorile. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 14 grade, din nou cu cele mai ridicate valori în Bărăgan și în Dobrogea. În capitală, cerul va fi noros, va ploua la începutul zilei, iar noaptea sunt posibile ploi slabe și trecători la poviță. Maxima ar putea ajunge, iată, până pe la 11 grade. Lunii, să știți că se mai răcește, valorile termice, iată, nu vor trece de 5 grade și din nou vorbim de vreme mohorâtă și sunt anunțate ploi. Și rămânem cu vreme ploioasă și marți, temperatura maximă ar putea ajunge până pe la 4 grade. Mergem mai departe cu muntele. În majoritatea masivelor, temperaturile vor fi mai crescute, mai ales sub 1200 de metri, dar cerul o să fie mai mult noros și vor fi precipitații. În masivele sud-vestice și la altitudini mari va ninge, în rest vorbim de ploi și lapoviță. La stâna de vale va fi cel mai rece, maxima ar putea ajunge astăzi, iată, până pe la 2 grade. La Sinaia și Predeal ar putea fi 3 grade Celsius, iar la Păltiniști ceva mai bine, 7 grade. Mă întorc acum la voi. Mulțumim, Georgia! Doamnelor și domnilor, intrăm într-o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat, rămâneți cu noi! Am revenit, doamnelor și domnilor! O echipă de tineri vine în ajutorul copiilor cu deficiențe de auz și de vorbire. Ei au creat o aplicație gratuită care oferă povești în limbaj mimico-gestual. Mai multe amănunte despre această platformă aflăm chiar acum la Trend IT, alături de colega noastră, Bianca Iordache.
Bun găsit! A fost odată o platformă care răspunde nevoilor copiilor cu deficiențe de văz și de auz printr-un concept unic în România. În format audio, dar și în limba semnelor române cu povești, basme, povestiri, fișe de lucruri și quiz-uri interactive, toate acestea pot fi accesate gratuit ca stream sau download. Mai multe informații ne oferă Măriuca Mihăilescu, fondatoarea acesteia. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc tare mult că ne începem ziua aici alături de voi. Da, noi suntem afostodată.ro. Suntem o platformă gratuită de povești audio, dar și de povești în limba semnelor române, ceea ce e foarte important pentru că în momentul ăsta, așa, fără falsă modestie, aș spune că suntem cea mai mare platformă din România care oferă conținut pentru copii în limba semnelor române și asta înseamnă că avem aproape 100 de povești traduse, avem nu podcasturi, că nu putem să le spunem podcasturi, dar se cheamă sloguri în limba semnelor despre tot felul de teme de educație civică și cultură socială, teme extrem de importante și un conținut care de obicei nu prea ajunge în aceste comunități. Sunt împărțite în sloguri, în povești care te duc în jurul lumii și această serie de români de poveste cu care, mă rog, am început noi așa 1 decembrie și a fost o serie care e o serie care prinde foarte bine. De fapt, le explicăm copiilor pe limba lor cine sunt românii care au pus țara noastră pe harta lumii. Și de 1 decembrie chiar am lansat povestea lui Constantin Brâncuș, atât în format audio cât și în format video și așa foarte pe scurt o să vedeți cam cum arată, de fapt, o astfel de traducere. E o traducere pe care și noi am învățat-o de-a lungul timpului. Avem vreo 3 ani de când funcționăm. Această traducere în limba semnelor se face într-un anume decor. Interpretul trebuie îmbrăcat într-un anume fel pentru că, în principiu, importante sunt gesturile și mimica celui care face interpretarea. Dar astea sunt, sigur, lucruri pe care noi le-am învățat pe parcursul celor 3 de ani de activitate. Este Lena, este interpret autorizat și cam așa arată o astfel de poveste. Dar căror categorii de vârstă se adresează? Cred că putem vorbi de copii, și de copii mici, și de copii până în 14 ani, pentru că conținutul nostru e destul de variat. Adică avem și povești precum Rățușca cea urâtă, da? Care în principiu merge către copii mici, dar, repet, avem și acele sloguri de cultură și educație socială, de exemplu, nu știu, clipuri despre ce înseamnă reciclarea sau ce înseamnă dreptul la vot sau dreptul la educație, clar, către un care se ducă către un public un pic mai mare. Ceea ce, mă rog, aș vrea să spun pentru că e important, pentru că e o resursă care poate fi folosită nu doar de copiii cu deficiență de auz, dar și de copiii care poate stau la sat și poate nu au, hai să spunem, o conexiune de net foarte bună și atunci am implementat în site posibilitatea de a descărca și de a da download la fișierele noastre, așa că în cazul în care n-ai net până la poartă, măcar știi cum, să salveze învățătoarea, profesorul sau părintele tău un telefon în momentul în care are o rețea la îndemână și să poți acasă să faci quiz-uri și să înveți diverse lucruri. Și poveștile audio, evident, cu poveștile de Crăciun, pentru că sunt la mare căutare în această perioadă. EduBoost, acele podcasturi despre care îți vorbeam un pic mai devreme și care au mare succes. Încercăm să le explicăm copiilor teme dintre astea extrem de serioase, gen încălzire globală, dreptul la protecție, dreptul la educație pe limba lor, ca ei să înțeleagă și să înceapă să pună așa cap la cap niște informații care să le fie valoroase. Un proiect pe care l-am încheiat de curând și pe care vi-l recomand, este foarte simpatic, în jurul lumii. Avem acolo 20 de țări prezentate cu personalități, cu locuri pe care le puteți vizita și o să vă arăt așa foarte, foarte repede care sunt, nu știu, cele mai frumoase locuri pe care poți să vezi într-o țară, ce poți să mănânci și la final un quiz interactiv pe care copiii, iată-l, pot să-l facă după ce au citit toată fișa și la sfârșit să-și verifice cumva informațiile și, mă rog, cireașa de pe tort, 12 clipuri de YouTube în care încercăm să le explicăm materia copiilor altfel, cu meme, în stilul YouTube și cumva a fost un produs care în continuare face o grămadă de vizualizări pe site, semn că genul acesta de abordare prinde foarte bine la copii. Alături de Fundația Nouă Ne Pasă, la anul începe un drum nou și practic vom putea face
împreună un proiect foarte valoros ca și conținut, și anume vom traduce în limba semnelor texte literare din programa școlară, ceea ce e extrem de important. Practic, nu știu, Baltagul sau o scrisoare pierdută, oricum texte pe care le găsim în manualul de ciclu gimnazial sau liceal, vor fi în sfârșit traduse în limba semnelor și vor putea fi folosite la clasă de aceste școli speciale și de profesorii care predau copiilor cu deficiență de auz. Felicitări! Și îți mulțumesc tare mult! Eu îți mulțumesc tare mult și dacă în dimineața asta, cum să spun, un singur copil deschide platforma, înseamnă că datorită ție ne-am atins scopul. Acesta a fost momentul din Trend IT. Noi ne vedem și mâine. Pe curând! Ornamentele din hârtie plisată pentru Crăciun erau foarte la mod atunci când au apărut în anii 50. Muică! Oricum, revin în trend acum, însă nu trebuie neapărat să le cumpărăm, deoarece pot fi făcute cu ușurință acasă. Pregătiți foarfeca, hârtia și lipiciul, pentru că urmează o nouă lecție de bricolaj cu bloggerul Gabi Ralea. Salutare tuturor! Ornamentele din hârtie plisată sunt într-adevăr ușor de făcut, iar materialele probabil le aveți deja prin casă. Pungi din hârtie pentru alimente, colea 4 sau hârtie de împachetat. Eu am să vă arăt cum faceți din aceste pungi o floare mare din hârtie și vom vedea și cum se fac îngerașii din hârtie de împachetat sau colea 4. Vă mai trebuie lipici și foarfecă și să trecem la treabă. Proiectele în detaliu le găsiți pe gabiralea.ro. Ne vedem din nou săptămâna viitoare să lucrăm la decorațiuni pentru Crăciun. Până atunci, să aveți spor în toate și țineți minte. Nu există două mâini stângi, există doar oameni care încă nu au descoperit ce să facă cu ele.
E vorba despre casa mea acum. Da. Atenție. Cea mai scumpă casă din Statele Unite ale Americii va fi vândută la licitație în luna februarie anului viitor. A, nu e a mea. Nu. Casa ta pe care mi-o vinzi, da, mie, poate. Da, da, exact. Proprietatea se întinde pe o suprafață de 11.000 de metri pătrați, iar prețul de pornire a fost stabilit la 250 de milioane de dolari. Vila are 21 de dormitoare, 30 de băi, 4 piscine, o pivniță pentru 10.000 de sticle de vin, un salon de înfrumusețare, o sală de bowling cu 4 piste, un ring de dans și un cinematograf cu 40 de locuri. Și asta nu e tot, în garajul casei pot fi parcate 30 de mașini. Ansamblul compus din subtoasa vilă și alte 3 case de oaspeți a fost construit în cartierul Bel Air din Los Angeles și a fost evaluat la 325 de milioane de dolari. O să fie greu pentru că tu ai 31 de mașini, nu știu unde o să parchezi pe aia. O las la poartă. Vizita apostolică de 3 zile a Papei Francisc în Grecia nu a fost lipsită de peripeții. Suveranul pontif s-a împiedicat pe scările avionului care urma să-l ducă înapoi la Roma. Din fericire, Papa Francisc nu a pățit nimic și a ajuns în siguranță la Vatican. Din cauza vântului extrem de puternic, Papa Francis a dezechilibrat pe scările avionului de pe aeroportul internațional din Atena. Suveranul pontif a reușit însă să se ridice și să urce treptele până la intrarea în aeronavă, de unde a făcut un gest de rămas bun. Acesta nu a fost însă singurul incident neplăcut cu care Papa Francis s-a confruntat. În prima zi a călătoriei sale apostolice pe teritoriul elen, un preot ortodox l-a insultat pe suveranul pontif la intrarea în Arhiepiscopia Ortodoxă din Atena. Preotul a fost reținut imediat de polițiști. Papa! Pardon, pardon, papa! Papa! I pa o papa ine aparat de coste de lada. Cu toate acestea, papa a reușit însă să-și ducă la îndeplinire vizita. În cadrul discursului său, suveranul pontif a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește situația dificilă a migranților care ajung în Grecia. Vorrei sortare nuovamente a una visione de insieme, una visione comunitaria di fronte alla questione migratoria e incoraggiare a rivolgere attenzione ai più bisognosi, siano accolti, protetti, promossi e integrati nel pieno rispetto dei loro diritti umani e della loro dignità. În cea de-a doua zi a călătoriei apostolice, Papa Francisc a celebrat Sfânta Liturghie împreună cu credincioșii Bisericii Catolice din Grecia. Ceremonia fastoasă a avut loc în sala mare de concerte a ansamblului cultural Megaron Muzicii din Atena, un adevărat patrimoniu cultural al țării. Aceasta a fost prima vizită oficială a unui suveran pontif în Grecia, o țară majoritar ortodoxă în ultimele două decenii. De asemenea, vizita Papei Francisc în Cipru și Grecia a fost cea de-a 35-a călătorie apostolică internațională a pontificatului. Melodia Levitating a celebrei artiste Dua Lipa ocupă primul loc în topul Billboard. Chiar dacă a fost lansat anul trecut, cântecul a devenit cunoscut abia în acest an. Totuși, Levitating nu este cea mai ascultată melodie din acest an. Driver's License al artistei Olivia Rodrigo ocupă primul loc în privința numărului de difuzări. Billboard a făcut și topul celor mai ascultați artiști ai anului, iar câștigător la această categorie a fost desemnat rapperul Drake. Cămile au fost descalificate, atenție, de la un concurs de frumusețe. Ce bine ar fi dacă s-ar întâmpla asta și în lumea oamenilor, pentru că, iată, motivul nu este deloc surprinzător. Animalele aveau botox injectat în buze pentru a câștiga voturile juriului. Și asta nu e tot. Unele cămile au fost supuse chiar și unor proceduri de lifting facial. Doar că membrii juriului și-au dat seama și l-au eliminat din concurs. Peste 30.000 de cămile participă la concursul din Arabia Saudită, iar premiile oferite însumează, atenție, 66 de milioane de dolari. Am revenit, doamnelor și domnilor. Haideți să vedem împreună cele mai interesante, amuzante și deosebite informații și știri de la noi, dar și de peste hotare. Un uriaș parc de Crăciun a fost amenajat la Muzeul Satului din Timișoara. Vizitatorii pot face mișcare la patinoar în timp ce urmăresc spectacolele cu lasere.
Trei roboți medicali le fac viața mai ușoară pacienților de la Spitalul de Recuperare din Iași. Echipamentele de ultimă generație ajută să se refacă mai rapid după accidente sau boală. Inițiativă inedită pentru promovarea vaccinării la Timișoara. Medicii merg la slujbele din bisericile catolice și le explică oamenilor de ce este importantă imunizarea. Și Franța începe testarea taxiurilor zburătoare. Autoritățile își propun să le dea în folosință până la începutul Jocurilor Olimpice din 2024 de la Paris. Centrul Timișoara este în această perioadă anului un adevărat loc de poveste. La Muzeul Satului a fost amenajat un parc de Crăciun, la care au venit în doar câteva ore peste 10.000 de vizitatori. Și evident că toată lumea a avut parte de o grămadă de surprize. Vorbim de, iată, copaci îmbrăcați în beculețe, patinoar, mașinuțe gratuite pentru copii, iată că trebuia să fiu și eu acolo, spectacole cu laser. Asta da, interesant. Parcul de Crăciun de la Timișoara a fost inaugurat cu o defilare a gărzilor cetății și a voluntarilor Asociației Eugeniu de Savoia, îmbrăcați în costume de epocă din perioada în care trupele imperiale au recucerit Timișoara. O salvă de tun! Odată cu salva de tun s-au aprins și luminile de Crăciun. Zeci de mii de beculețe au împodobit atât bradul înalt de peste 10 metri, amplasat la intrarea în Parcul Moșului, cât și mai mulți copaci din interiorul Muzeului Satului. Mai multe figurine, de la îngerași la steluțe, arcade luminoase și globuri uriașe, au transformat aleile întunecoase în adevărate spectacole de lumină. Cerul a fost brăzdat de lasere întreaga seară. În cadrul parcului funcționează și un patinoar și un loc de joacă unde copiii se pot da gratuit în mașinuțe. De asemenea, în mai multe corturi au loc diverse evenimente, de la teatru de păpuși până la ateliere de creație. Bănuții de pe acest vin o să ajungă la niște copii cu dizabilități. Așa că vă așteptăm în urmă în număr cât mai mare. Cu purcei la proțap, cu coaste, preparate la grătar, mici, ceafă, pește, vin fiert, bineînțeles, ce nu lipsește ca să menținem atmosfera. Cei mai mulți vizitatori au fost părinții cu copiii dornici să stea câteva ore în atmosfera de bazm de la Parcul Crăciunului. Ce tot, și luminile, și tarabele, și pentru copii, e frumos. Îmi place foarte mult cum e decorat, fiindcă are luminițe multe și atmosfera de Crăciun. Foarte frumos! Ai plăcut? În Parcul Crăciunului vor avea loc mai multe concursuri și concerte susținute de Delia, Irina Rimes și Ada. Parcul Crăciunului își va închide porțile în 23 decembrie. Doamnelor și domnilor, Irina, imaginile săptămânii vin din orașul vrâncean Panciu. Pentru a se asigura că va fi admirat de toată lumea, oficialii au montat bradul de Crăciun chiar în mijlocul drumului. Nu ar fi fost o problemă dacă bradul pe care îl vedeți dumneavoastră și care este extrem de stufos nu ar fi blocat șoseaua și astfel nu i-ar fi încurcat și pe șoferi. Pentru a ocoli crengile, conducătorii auto au fost nevoiți să intre pe contrasens. Trei noi echipamente medicale le fac viața mai ușoară pacienților internați la Spitalul de Recuperare din Iași. Un robot unic în România, care a costat peste 2 milioane de euro, îi ajută să facă primii pași pe cei care au suferit diferite accidente și nu se pot deplasa. În urmă cu 3 săptămâni, Gheorghe Jucan a suferit un accident și credea că nu mai are nicio șansă să meargă. Acum, suceveanul a ajuns la Spitalul de Recuperare din Iași. E extraordinar de important. Pe mine m-a adus o legumă. M-a operat la neurochirurgie. Am stat 2 săptămâni și acum m-a adus de vreo 5 zile aici. Și în fiecare zi am progres. Am zis că n-am să mai merg niciodată, dar sper să reușesc să mă revin. Sincer, ca să știu, cât mai natural. Sfânt, nu știu.
Noul sistem este unic în țară și ajută foarte mult în activitatea medicală. Este vorba de un sistem robotizat de antrenament al membrelor superioare. Este alcătuit dintr-un sistem cu două brațe robotice care vor fi amprentate ca un exoschelet pe membrele superioare ale pacientului în perfect confort și perfect adaptare în funcție de datele antropometrice ale pacientului. Spitalul de recuperare din Iași tratează pacienți din toată regiunea de nord-est a țării și de foarte multe ori sunt liste de așteptare datorită dotărilor de ultimă generație. Scopul acestei dotări a spitalului a fost, de fapt, reducerea timpului de acces la serviciile medicale oferite de spital. Așa cum știți, înainte de pandemie erau liste de așteptare la cei doi roboți de câteva luni. Noi, cu aceste dotări, ne dorăm să reducem acest timp de acces și totodată să integrăm cât mai rapid pacientul în societate. Acest robot este util întrucât masa ergonomică de care dispune, reglabilă pe înălțime, optimizează poziția pacientului, iar sistemul de susținere a membrului nu îl blochează într-o poziție fixă. Acest lucru permite adaptarea terapiei pentru fiecare caz în parte, în funcție de necesitățile și abilitățile fiecărui pacient. Acțiunea mai puțin obișnuită a medicilor și preoților catolici din Timișoara. Cadrele medicale au mers în mai multe biserici pentru a le vorbi oamenilor despre importanța vaccinării anticovid. Este de datoria noastră să venim în fața dumneavoastră să vă spunem ce este de făcut. Trebuie să ne cunoaștem inamicul, trebuie să știm ce avem de făcut ca să reușim să câștigăm acest război. Trup și suflet pentru viață. Așa se numește evenimentul pus la cale de medicii de la mai multe unități sanitare din Timișoara, împreună cu preoții catolici din oraș. Acțiunea de voluntariat are ca scop informarea credincioșilor catolici cu privire la măsurile de prevenire ce trebuie luate pentru a nu te infecta cu virusul SARS-CoV-2, avantajele vaccinării și riscurile pe care le aduce COVID-19, inclusiv noua variantă Omicron. Explicațiile medicilor au fost date la finalul liturghiei. Este un virus păcătos, un virus care, vedeți, are diferite arme, schimbă înfățișarea și de câte ori considerăm și credem că l-am învins, renaște ca pasărea Phoenix și ne atacă din nou și ne atacă mortal. Avem deja 5 valuri în care Europa a intrat și nu reușim să răzbim în acest război. Organizatorii evenimentului spun că prin această acțiune, cei care se îngrijesc de sănătatea trupească își unesc forțele cu cei care au grijă de sufletele oamenilor. Suntem într-o situație dificilă. Lumea trebuie să cunoască adevărul și trebuie să știe ce e de făcut în această situație, pentru că numai împreună vom putea câștiga acest război. Iar prevenția este esențială. Noi, preoții, putem să predicăm despre vaccin, despre virus, dar nu suntem specialiști. De-aia, din partea mea, sau așa văd opinia mea, este că e bine să vină cineva care știe lucrurile, care chiar practică. 9 medici au fost implicați în acest proiect, fiecare mergând la câte o biserică catolică. Foarte important și foarte bine pentru noi, pentru sănătatea noastră, pentru a ne proteja. Este un mesaj direct adresat populației și cred că este încurajator și mobilizator. Medicii vor continua întâlnirile cu enoriași și catolici în alte biserici din oraș. Nu are etaj și nu e tras de cai, este însă alimentat cu energie electrică și circulă cu vreo 25 de km pe oră. Este povestea unui tramvai de epocă, recent modernizat și introdus în transportul public din Oradea. În această lună, ineditul mijloc de transport îi poartă pe localnici și pe turiști, deopotrivă, prin cele mai interesante locuri din oraș. Prețul unei călătorii este de 8 lei pentru adulți și, la jumătate, 4 lei pentru copii. În nopțile rece de decembrie, o plimbare cu tramvaiul de epocă poate reprezenta o adevărată călătorie în timp. Ineditul mijloc de transport străbate în aceste zile străzile istorice ale municipiului Oradea. Garnitura de tramvai, construită la Viena cu multe decenii în urmă, a fost reabilitată de Societatea de Transport Public cu suma de 10.000 de lei. Scaunele clasice din fier au fost schimbate cu cele din lemn pentru a le oferi călătorilor un confort sporit. E foarte frumos și o atmosferă plăcută de sărbători. Încărcați și dumneavoastră cu energie. Da, bineînțeles. Cum îl conduceți? Cât de greu e? Nu e foarte greu. E obișnuit. Mergeți mai încet totuși. Da.
Cam care ar fi viteza medie așa prin oraș, încât turiștii să vadă clădirile importante? 15-20 de kilometri la oră. În călătoria care durează aproximativ 40 de minute, tramvaiul trece pe lângă cele mai importante obiective turistice din oraș. Piața Unirii, Palatul Vulturul Negru, Gara Centrală sau Șirul Canonicilor sunt clădirile de patrimoniu ce pot fi admirate din mers. În plus, pe pereții interiori ai garniturii au fost montate decorațiuni de Crăciun, globuri și luminițe. Foarte plăcut! Ai impresionat! Păi tot aspectul și tramvaiul, cum e făcut tot artizanal. Vă place spiritul sărbătorii? Da, sigur, sigur, e foarte bine venit. Distractiv! Frumos, da, distractiv, așa-i? Da! Foarte frumos! Foarte frumos cu decorațiuni! E super fain, sunt în Elveția. Cum mi se pare ce vedeți? E fain, făcut pentru copii. În fiecare zi a lunii decembrie, tramvaiul de epocă va efectua o cursă pe zi, începând cu ora 18 și 15 minute. Deși pare ireal, în timpul pandemiei, industria construcțiilor imobiliare a fost mai prosperă ca niciodată. Și nu doar că s-a construit mult, dar s-a construit și frumos. Un juriu format din arhitecți din toată lumea a premiat cele mai frumoase clădiri și restaurări din București. Această casă ultramodernă din zona de nord a capitalei, construită în jurul unui brad înalt, a fost preferată de juriu la categoria locuințe individuale. E o abordare contemporană a arhitecturii, bazată mai mult pe spațialitate, pe volume și mai puțin pe decorație. Noi credem că, în măsura în care se poate, ar fi bine să protejăm ce înseamnă cadru natural, iar intervenția de arhitectură să fie cât mai puțin invazivă. Construcția a durat 2 ani și a fost realizată în așa fel încât din fiecare colț al casei să se poată observa grădina și bradul de afară. Când am cumpărat terenul, nu că n-am observat bradul, l-am observat, dar nu ne-am gândit că o să fie elementul principal al casei. Deci ne-a plăcut unicitatea. Calea Victoriei a recâștigat de anul acesta una dintre clădirile importante, monument istoric, iar proiectul a fost extrem de apreciat. La secțiunea Arhitectură și Patrimoniu, marele premiu a fost acordat unei restaurări din centrul capitalei, de care a beneficiat această superbă clădire, cunoscută de bucureșteni sub denumirea de Casino Victoria sau Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Veți vedea o fațadă de sticlă integrală, o fațadă care este ca o cortină și în felul ăsta ea oferă o reflexie multifacetată a clădirii monument și o aduce mai aproape de trecător și în același timp este o sugestie că acolo a existat o clădire cu funcțiune de spectacol. Elementele decorative din interior au fost recondiționate și păstrează amintirea anilor în care capitala era considerată micul Paris. Se lansează și prima hartă interactivă de arhitectură contemporană, care include și trasee pentru bicicletă. Suntem și noi în rândul orașelor mari occidentale în care realizarea contemporană este valoroasă. E foarte multă lume interesată de creativitatea contemporană, inovativă și cere mai bun acum Bucureștiul. În ultimul an, doar în București au fost realizate 70 de construcții de utilitate publică. Dintre acestea, jumătate vor fi sedii de firme. Același procent există și în construcțiile ridicate pe plan european. Gemurile și compoturile naturale sunt un desert delicios, dar și foarte sănătos. Sunt bogate în vitamine și sunt o excelentă sursă de energie. Urmează Sănătate cu Stil, rubrica realizată și prezentată de colega noastră, Luciana Indre. Vă este poftă de ceva dulce? O linguriță de gem sau un compot de fructe este alegerea ideală dacă țineți la sănătatea dumneavoastră. Preparate din fructe, fără aditivi și arome artificiale, aceste bunătăți sunt adevărate surse de energie și vitalitate. Bogate în elemente nutritive și vitamine, acestea au numeroase proprietăți vindecătoare, dar numai dacă sunt consumate cu moderație.
Mulți oameni preferă să consume gem, dulceață sau compot la micul dejun pentru că au un gust minunat. Dar v-ați gândit vreodată că există o mulțime de beneficii pe care le au aceste preparate asupra corpului nostru? Toate sunt făcute din fructe, sunt dulci, ne revitalizează și ne domolesc pofta de ceva dulce, plus că sunt alimente sănătoase. Asta, bineînțeles, dacă alegem să le pregătim acasă fără aditivi și arome artificiale și astfel își păstrează intacte proprietățile benefice. Fructele conțin în mod natural puține grăsimi, sodiu și calorii. Nu conțin colesterol și sunt o sursă importantă de substanțe nutritive vitale, inclusiv fibre dietetice, vitamina C, acid folic și potasiu. Iată deci câte avantaje pentru a consuma o cană de compot sau câteva lingurițe de gem dimineața la micul dejun. Acest complex de elemente nutritive ajută organismul să reziste mai bine la stres și efort, reduce riscul de accident vascular cerebral sau atac de cor, protejează rinichii și scade colesterolul rău. Totodată contribuie la stabilizarea, atingerea și menținerea unei greutăți corporale optime, dar asta cu condiția să nu consumați mai mult de o cană de compot pe zi sau câteva lingurițe de dulceață, deoarece aportul de zahăr este unul semnificativ. Secretul pentru a ne bucura pe deplin de vitaminele și mineralele din gemuri și compoturi este modul de preparare. Întrucât prin fierbere fructele își pierd vitaminele, este bine să le punem la fiert în apă clocotită, deci să le opărim și să nu le ținem mult pe foc. Pentru fructele fără aciditate, se poate adăuga în sirop o lingură de zeamă de lămâie sau un gram de sare de lămâie dizolvată. Se pot folosi atât fructe decojite, dar țineți cont de faptul că bogăția de elemente nutritive se află în coajă. De aceea, sfatul gospodinelor este să păstrați cât mai mult din fructul natural, inclusiv sâmburii. Orice fruct poate fi conservat în compoturi fără să se adauge zahăr, ci numai apă fierbinte sau suc din aceleași fructe. Totuși, compoturile sunt băuturi destul de concentrate, iar atunci când le consumăm, putem să mai adăugăm puțină apă după gust. A urmărit programele Prima TV, a găsit cuvintele indicii și a câștigat o vacanță la munte, la Cheile Grădiște, în perioada Crăciunului. Aici la Focus la Prima Oră Special îl cunoaștem pe câștigătorul marelui premiu al concursului Premii pe Cuvânt. Și nu uita, ține-te de cuvânt și câștigă premii super tari cu Prima TV. Vă așteptați la premiu? Mulțumesc pentru felicitări și eu mă așteptam la altceva, dar nu la premiu. Adică, în ce sens spun treaba asta? Să pregătesc eu o plecare la munte fără acest premiu, dar dacă au venit, este binevenit. A urmărit programele Prima TV, a găsit cuvintele indicii și a câștigat marele premiu. O vacanță de vis ca în povești la Cheile Grădiștei în perioada Crăciunului. Teodor Macovei din Bacău este cel care se va bucura alături de familie de un sejur all-inclusiv timp de 6 nopți la munte. O să merg împreună cu soția și sper să fie într-adevăr o vacanță de vis. De cât timp urmăriți Prima TV? Prima TV o urmăresc de când am televizor, ca să spun mai pe românește. Dar, printre altele, acum, din timp de vreme de când au fost cu concursurile, urmăresc aproape zi de zi. Recomand din tot sufletul să uit în primul rând la Prima TV, că este o televiziune publică de succes, și să înscrie la toate concursurile, că sunt pe adevăratele. Norocul a fost de partea lui în această perioadă, pentru că tot Teodor a fost cel care a câștigat și unul dintre premiile zilnice în valoare de 100 de euro la concursul organizat săptămâna trecută. Nu uita, ține-te de cuvânt și câștigă premii super tari cu Prima TV. E momentul să discutăm un pic și despre vreme. Un subiect tare interesant în această perioadă. Mai ales că e weekend. Mai plecăm, mai ieșim azi din casă? Bună dimineața, bună dimineața tuturor. Aș putea spune un subiect tare sensibil în această perioadă. Eu de câteva zile vorbesc numai de precipitații. Ce să vă spun? Mi-ar plăcea să vă aduc soare, însă nu se va întâmpla asta nici în următoarele zile. În capitală, vreme mai mult mohorâtă. Astăzi așteptăm ploi în prima parte a zilei. Ploi și în următoarele zile, vreme zâmbește închisă. Zâmbește mult și să vezi că să fie, da, mult mai bine. Zâmbesc frumos. Mulți la voi. Putem să ieșim din casă, însă ar fi bine să nu stăm prea mult pe afară. Detalii, te rugăm. Vă dau detalii chiar acum.
Astăzi se răcește în vestul și sud-vestul țării, dar să știți că în rest rămânem cu vreme mai caldă decât în normalul perioadei. Sunt anunțate precipitații în toată țara. În Banat, Crișana și Oltenia o să plouă la început, apoi va fi Lapoviță și ninsoare, la munte și în sud-vest va ninge, iar în Maramureș, Transilvania, Moldova și vestul Munteniei, la început va ploua, apoi vor fi precipitații mixte. Maximele pornesc de la 2 grade în Banat și se opresc undeva pe la 14 în Bărăgan și Dobrogea. Mâine așteptăm precipitații în aproape toată țara, rămâne rece în vestul și sud-vestul țării, vor fi înnorări persistente și va ploua în prima parte a zilei, apoi ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În urma precipitațiilor ar putea să se adune cantități mai însemnate de apă, iar pe alocuri să se depună strat de zăpadă. În restul teritoriului, valorile termice vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. La munte, nordul Carpaților Orientali, în masivele sud-vestice și în munții Apuseni vor predomina ninsorile. Temperaturile maxime din nou se vor situa între 2 și 14 grade și din nou cele mai ridicate valori le vom regăsi în Bărăgan și Dobrogea. În capitală, cerul va fi noros, va ploua la începutul zilei, iar noaptea sunt posibile ploi slabe și trecători. Lapoviță, maxima ar putea ajunge astăzi până la 11 grade. Luni se mai răcește, valorile termice, iată, nu vor trece de 5 grade și din nou vom avea vreme mohorâtă și sunt anunțate ploi. Și rămânem cu vreme ploioasă, să știți, și marți, temperatura maximă ar putea ajunge, iată, până pe la 4 grade. Mergem acum mai departe cu muntele. În majoritatea masivelor, temperaturile vor fi mai crescute, mai ales sub 1200 de metri, dar să știți că cerul o să fie mai mult noros și vor fi precipitații. În masivele sud-vestice și la altitudini mari va ninge, în rest vorbim de ploi și lapoviță. La stâna de vale va fi astăzi cel mai rece, maxima ar putea să ajungă până pe la 2 grade, iar la Sinaia și Predeal vom avea 3 grade și cel mai cald, ceva mai bine de fapt, ce să mai, la Păltiniș, 7 grade Celsius. Mă întorc la voi acum. E aproape dublu. Da, da. Doamnelor și domnilor, intrăm într-o scurtă pauză de publicitate. Revenim, stați cu noi. Am revenit, doamnelor și domnilor, și ăsta este un subiect preferat de mine, îți dai seama, nu? Cunoaștem. Vrei să mă retrag? Nu, stai alături de mine, poate pedalăm împreună, pentru că vorbim despre unele dintre cele mai cunoscute biciclete electrice din lume care au ajuns în România. Concepute cu un design inteligent, acestea sunt fabricate cu ajutorul celor mai noi tehnologii. Mai multe amănunte despre modul în care asistența la pedalare se îmbină cu distracția, aventura și libertatea. Aflăm chiar acum la Trend IT. Bun găsit tuturor și bun venit pe piața din România unei game exclusive de biciclete electrice cu asistență la pedalare ce îmbină libertatea și simplitatea unei biciclete cu energia electrică obținută fără efort. Vorbim astăzi despre bicicletele electrice ce vor permite oricui să călătorească mai mult, mai repede și cu mai puțin efort, fiind soluția perfectă pentru naveta urbană și plimbarea recreativă. Stați că asta nu este tot, brandul vă permite să personalizați experiența în funcție de modul de deplasare ales, tipul terenului, dar și aportul la pedalare. Mai multe amănunte ne oferă Aaron Frank, brand manager. Bună dimineața, or good morning, Aaron. Good morning. So this is by far one of the most impressive edition of e-bicycles the Romanian public has ever seen. So tell me more about it, please. Okay, yeah, so this is the first pedal assist electric bicycle, but indeed we've been working on developing these bicycles for over 3 years, and we're very pleased right now to see them out on the road and to share them with e-bicycle riders all around the world. So you're using one of the most advanced bicycle technology in the world. So yep. First and foremost, let's talk about the integrated battery, actually. Yes, so the bicycle integrates a small electric motor and battery. We used a lot of the same engineering technologies and processes that we've learned through building motorcycles over the last 100 years. So we know that integrating that motor in a way that really keeps the weight low and centralized really maintains really good handling dynamics. Moreover, a new and actually an astounding function this bicycle has is that walk assist function. Yep, walk assist, exactly. If you need to climb a small hill or especially entering a train station or something where there's a small bike path alongside the stairs, there is a walk assist function. So rather than you having to push a heavy bicycle up a small hill yourself, you can engage the walk assist and the bicycle will motivate itself up the hill to take a little bit of effort off of the rider. Aaron, as far as we can see, there are three types of bicycles.
Can we please present all the differences between them? Yes, absolutely. So our entry-level bike, we call that our Mach City. The Mach City, think about that as a cool urban cruiser. That's a bike that has a very aggressive look. It's kind of stripped down. There's no fenders. There's no racks. There's no extra clutter on the bike. So we wanted to do a bicycle that was very clean, very aggressive looking, and that is our Mach City. Then we have two versions of our Rush platform. There's a Rush City, the standard with the diamond frame, and then there's also a Rush City version with the step-through frame. But most importantly, it has a very sophisticated drivetrain. It actually has an automatic transmission. So on most conventional bikes, you would need to shift the gears yourself to keep yourself at an optimum pedaling cadence. On the Rush City, there's actually an electronic automatic transmission. So you set your target cadence, how hard you want to pedal. And once you set that number one time, the bicycle automatically and constantly adjusts the gear ratio to keep you at your preferred cadence. What is the maximum speed the bicycle can achieve? The maximum speed is as fast as you can pedal it. The electric assistance, the bicycle gives you electric assistance up to 25 kilometers per hour. Coming back to the advantages, what about the four ride modes? Yep, there are four different levels of electric assist. What that means is you can tune how much assistance you want from the motor. There is a boost setting, which multiplies your input by four. So however hard you push on the pedals, it multiplies that input by a factor of four. Basically, when you're in boost mode, you feel like Superman. You put a very small input into the pedal and the bike rockets forward. So it gives you a very unique sensation of feeling like you're very, very strong. So you can surmount any hill or any obstacle in your path. So right now on set, we have two bicycles, one for women and one for men. Yep. I would be careful to say those bikes are non-gendered. Actually, especially in countries like France and Amsterdam, we're even seeing that many men prefer to ride the step-through frame because it is more convenient to get on and off. So even though traditionally those bikes are designed for women, we see a lot of men preferring that style. This is an exclusive edition. What about the price range? So price range depends on the model, starts around 3,500 euros and goes up from there. But again, you know, if you look at the technology offered, the belt drive, the internal wiring, the automatic shifting CVT hub, it's actually a very competitively priced. Okay, so very important news for our viewers, the fact that they can take a test ride. Yeah, I just like to invite all of your viewers to take a test ride on dealers across Romania. If you go to our website, you can find the dealer locator and use that dealer locator tool to locate the dealer that is nearest you, and you can contact them to schedule a test ride. Autoritățile din Paris vor începe în curând testarea taxiurilor aeriene. Acestea vor fi un mijloc inedit de mobilitate pentru sportivii care vor participa la Jocurile Olimpice din 2024. Luci Popa și Dan Scarlat, colegii noștri de la emisiunea Auto, coloana de direcții, au mai multe detalii. Hei, bună dimineața! Bine ați venit la coloana de direcție. Eu sunt Luci Popa, alături de mine este omul care nu s-a calificat în a fi elf pentru Moș Crăciun, Dan Scarlat. De și... puteți să spuneți Rudolf astăzi, nu e nicio problemă. Ce faci, Rudolf? Bine, să-ți roșezi nasul. Exact, că este frig, dar cu toate acestea, noi aici, la Focus la prima oră, încercăm să vă aducem cele mai noi știri din domeniul auto. Iar astăzi, știrea vine de la automarket.ro și este despre taxiuri. Dar nu orice taxiuri, ci taxiuri zburătoare. Cu aripi. Nu, de fapt fără aripi în cazul ăsta. Fără aripi. De fapt ce au făcut? Au luat sania lui Moș Crăciun, au clonat-o și acum zboară. Nu. Este vorba despre taxiuri zburătoare ce vor transporta echipele și atleții la jocurile olimpice de la Paris din anul 2024. Momentan, aceste taxiuri sunt prototipuri de la mai multe companii, printre care Airbus și alte asemenea, și fac... Avem aici Velocopter, Joby Aviation, Lilium, Vertical Aerospace Group și Airbus, cum ai spus? Corect. Iar aceste taxiuri zburătoare sunt în faza de testare, ceea ce înseamnă că au 3 ani de zile
să vedem dacă funcționează. Acum, dacă au ajuns atât de departe, probabil că vor funcționa și că de-aia am ales această știre de la Automarket pentru coloana de direcție, pentru știrile auto venite direct din portbagajul Moș Crăciun. Ne apropiem de conceptul de mașină zburătoare, în sfârșit. Practic, ideea de mașină sau conceptul de mașină și conceptul de avion au mers împreună, mână în mână, încă de la apariția lor, de undeva de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Mai mult de atât, dacă experimentul reușește, planul este ca acest serviciu de taxiuri zburătoare, care în esență sunt niște drone, să continue să opereze între cele două aeroporturi din Franța sau între aeroport și o zonă din oraș. Zonele unde vor fi amplasate jocurile olimpice, cam asta va fi idealul. Să sperăm că, Doamne ferește, nu se va întâmpla vreun accident și nu va cădea una din aceste drone, una dintre aceste taxiuri zburătoare, pentru că va fi o adevărată tragedie. Acesta este singura mea rezervă cu privire la aceste taxiuri zburătoare. Însă, francezii au promis că dacă experimentul va fi un succes, aceste taxiuri vor fi puse la dispoziția publicului, care vor putea închiria aceste taxiuri zburătoare să se plimbe prin Paris. Ceea ce foarte interesant este că aceste taxiuri zburătoare, mașini zburătoare, drone, cum vreți să le spuneți, sunt autonome. Da? Deci nu veți putea să vă plimbați cu ele, să faceți curse, liniuțe și eu știu ce vă mai trece prin cap cu ideea de mașină zburătoare. Asta este... Ele sunt autonome, dar la Jocurile Olimpice vor avea un pilot acolo care, în caz de vreo defecțiune, să preia... Va da la pedale. Va da la pedale, exact. Dar Jocurile Olimpice sunt probabil unul dintre cele mai mari evenimente de promovare pentru orice brand și orice nouă tehnologie, așa că, de ce nu, până la urmă, eu apreciez progresul, apreciez tehnologia, apreciez inovația și consider că deocamdată este o idee bună. Mă bucur că au 3 ani de testare, pentru că nu aș fi vrut să scoată 3 drone să plimbe atleții și să nu aș fi avut câteva mii de kilometri sau mii de zboruri. Eu sunt sigur că va funcționa și chiar va fi una dintre cele mai interesante lucruri pentru mine în cadrul acelor jocuri olimpice. Adică aș vrea chiar să merg acolo și să testez una. Doamne ajută! Mai vedem. Și în Jocurile Olimpice din 2028, nu știu unde vor fi organizate, va fi și o probă de împușcat drona. Da. Și cam aceasta a fost știrea de astăzi. Sunt curios ce părere aveți voi despre aceste drone zburătoare, aceste taxiuri zburătoare pe care francezii vor să le implementeze peste 2 ani. Spania, unde în aceste zile e în plină desfășurare campionatul mondial de handbal feminin, nu și-a câștigat oricum statutul de țară organizatoare. A făcut investiții uriașe în infrastructura sportivă. Urmărim acum un reportaj realizat de colegul nostru Alin Petrică, corespondentul Prima TV în Spania. Giovanni Ionita are 12 ani și face fotbal de performanță de la 5 ani. Acum câțiva ani a fost remarcat de echipa FC Valencia și a primit o bursă pentru a juca la ei. Aici se bazează mult pe reprezentanți. La fiecare antrenament, la fiecare meci, sunt o grămadă de reprezentanți. Scot concluziile și îi duc la echipe precum Villarreal, Valencia. Giovanni a jucat până acum la 3 cluburi. Vrea să facă performanță, de aceea ambiția îl face să treacă peste programul extraordinar de greu. Când terminaba el colegio, pues dejaba la mochila y me iba a comer. Y me recogían a las 3 y pico para ir en con el autobús a Valencia. Y desde las 3 y pico hasta las 9 de la noche no volví a casa. Entrenaba 4 veces a la semana. În Castellón, orașul unde locuiește Giovanni, sunt 12 cluburi de fotbal. Unul este cel oficial al echipei locale care joacă în divizia secundă. Celelalte oferă infrastructură particulară pentru cine plătește. La fel se întâmplă și în handbal, volei, tenis sau basket. Însă performanța nu se obține numai prin cluburi organizate și private. La fiecare cartier, la fiecare 2-3 blocuri există terenuri, în special de basket sau de volei, în care copiii din cartier pot să se joace oricând. Spania alocă la nivel național aproape 400 de milioane de euro pentru sport. Asta include competiții, salarii și dezvoltarea infrastructurii. Dar suma este de multe ori mai mare, pentru că se adaugă și banii primiți de la bugetele locale. Castellón are alocat
alocate în fiecare an 7 milioane de euro. Acești bani au făcut posibilă existența infrastructurii pentru desfășurarea campionatului mondial de handbal. Am aterizat așa la destul de târziu și ele erau pline, toate utilate cu nocturnă, ceea ce înseamnă că investiția nu este mică, dar au dat un interes foarte mare pentru acest timp, mai ales la nivel de copii și juniori. Iar aici am găsit, poate nu neapărat cele mai moderne săli de antrenament, dar sunt multe. În medie, fiecare elev din Spania face 4 ore săptămânal de sport la școală. Ei înțeleg și părinții lor și autoritățile că nevoia de sport aduce performanță. Porque está dirigida a romper, como bien ha dicho Ray, ese círculo vicioso que alimenta, por desgracia, uno de los principales problemas que tiene nuestro país, que es la pobreza infantil. Se estimează că în fiecare an 3 milioane de copii din Spania sunt implicați într-o activitate sportivă alta decât orele de școală. La fel ca în România vremurilor nu de mult trecute, când copiii își doreau să fie ca Hagi, Năstase, Nadia Stângă sau oricare alte nume mari din sportul românesc, în Spania copiii vor să fie ca Nadal, Muguruza sau Cristiano. Cea mai scumpă casă din Statele Unite ale Americii va fi vândută la licitație în luna februarie anului viitor. Proprietatea se întinde pe o suprafață de 11.000 de metri pătrați. Prețul de pornire, 250 de milioane de dolari. Vila are 21 de dormitoare, 30 de băi, 4 piscine, o pivniță pentru 10.000 de sticle de vin, un salon de înfrumusețare, o sală de bowling cu 4 piste, un ring de dans, dar și un cinematograf cu 40 de locuri. Și nu e tot, pentru că are și un garaj, mititel așa, pentru vreo 30 de mașini. Ansamblul compus din somtoasa vilă și alte 3 case de oaspeți a fost construit în cartierul Bel Air din Los Angeles și a fost evaluat la 325 de milioane de dolari. Colegii de la rubrica În Cârlig au vrut să se convingă de faptul că păstrăvul Curcubeu, care de obicei e prin munții Făgăraș, poate fi prins și la vreo 30 de km de București. Eu zic să o lăsăm cu vorbăria. Hai să vedem detalii. În rubrica În Cârlig, bineînțeles. Georgian și primul păstrăv de apă. Staționar, adică lăculesc de ăsta mic. Am început cu capturarea unui păstrăv curcubeu, dar ordinea nu a fost asta. Să începem cu începutul. Zi de iarnă, frigul a pus stăpânire pe lacurile din Delta Gruiu, iar o brumă fină s-a depus pe vegetația maro-roșiatică a pomilor de... Iarna este iarnă, chiar dacă soarele cu dința lorei nouă încearcă să încălzească timid apa iazului principal. Nu ajungem bine pe lac, că vedem un pescar cu o ștucă de toată frumusețea în mână. Iar poza este necesară. Cu mătra este eliberat. Nici n-am ajuns bine și o ștucă frumoasă prinsă de... Ionuț. Ionuț, frumos, cu ce ai dat? La ce ai încercat? Slider. Un slider, da. Frumos. Puteți să o eliberați. Acum că tot am văzut o captură deosebită de delta, să trecem și la pescuit de păstrăv. Să vedem ce o intra în undițele noastre. Poate vă întrebați, pe bună dreptate, cum de pescuim la păstrăv acum în prohibiție? Simplu, oamenii gospodari au populat lacul cu păstrăvi curcubeu, peștele cel mai rezistent la clima din sudul țării, iar legea nu interzice pescuitul în lacuri antropice. Câțiva pescari de undiță stau pe mal și încearcă să captureze noul locatar al celor 3 lacuri deltaice. Ați mai venit aici? Noi am venit la Caras. Aha. Că știam că se prinde Caras aici, sau Crâmcean. Da. Dar Crâmcean îi zice că i-a mutat nu știu pe unde. Când a venit aici, am dat de păstrăv. George, pescarul norocos, pescuiește la Caras, iar Georgian la noul locatar al lacului. Nada, boabe de porumb, momeală, porumb fiert cu viermuși. Activitate intensă, dar și multe ratări. Pește iute, pescar mai puțin atent și grăbit. Așa, și trage ușor spre mal. Dar peștele nu merge de multe ori la apă, iar Georgian scoate un curcubeu din apa rece a iazului. Și ce s-a întâmplat? Nu, dar dau cam eu asta. Asta e! Alături de Georgian, prietenul George reprezintă tacma pescarilor conservatori. Își încearcă norocul la Caras sau crap.
culmea că și reușește un drill la un caras de toată frumusețea. Bravo! Fericitoare curele noastre! Și nu a fost singurul caras scos de norocos. Chitiți pe păstrăv și caras, am uitat că sunt și ceva lacuri de ștucă, așa că Silviu, un pescar de răpitor, ne demonstrează că și cumătra este activă, chiar dacă apa este foarte rece. Urmează pescarul de serviciu cu încă un păstrăv curcubeu. George nu uită că a venit să scoată caraș din lac și ne demonstrează că a avut dreptate, iar în feederul lui mai apar doi carași grași. Ceau, băleu! Doamne, ce căsă-i! Mult regulamentar! Pe mal, un localnic din Gruiu, Dan, pescar din tată în fiu, dar și un bun cunoscător al deltei, ne informează cu tot ce se prinde pe lacuri. Așa că nu strică ceva informații utile de sezon. Asta nu înainte ca Georgian să mai adauge la palmares încă un păstrăv. Hai că te sun imediat, Mădăline. Asta e. Tu că tot așa mare, frumoasă. Sunt exemplare de la 1 kg până la 5 kg, 6 kg. Să înțeleg că este pentru pescari, e acoperită iarna. Da. Silviu mai capturează o dințoasă pe care o filmează, iar filmulețul ne încântă ochiul cu drill-ul. George mai scoate ceva caraș și se retrage să încerce și un păstrăv. Și chiar iese. Nu mai vreau să mi-l pierzi. Eu îți pierd ție peștele. Tu mi-l pierzi mie. Și numai de ăștia frumoși. Așa. Tu-ți... Op. Vezi că dai cu camera în cap. Urmează Georgian cu încă un păstrăv. Plimbă-l să obosească. La final, să facem un scurt bilanț. George, 5 carași prinși și un păstrăv, iar scăpații nu au fost contorizați. Silviu, 3 ștuci. 2 filmate, iar una fără imagine. N-a pornit camera mică a pescarului. O zi excelentă de pescuit cu multe capturi și o porție uriașă de relaxare. Mergeți la pescuit și o să aveți numai... În cârlig! Aceasta a fost ediția de astăzi de Focus la prima oră special. Dar de la ora 11 îl puteți urmări pe Sebastian Zachman în emisiunea Insider Politic, alături de invitatul pe care îl are, se numește Ciprian Ciucu și este președintele PNL București. Și rămâneți în fața televizorului pentru că de la ora 14 Mircea Dinescu scrie o nouă filă din povestea Poezie și delicatețul. V-ați obișnuit deja, pe noi ne puteți găsi pe Facebook, pe Instagram, pagine se numesc la fel, Focus la prima oră, avem și un număr de Telegram, avem și un număr de WhatsApp, 0720 111199, sau pe site-ul nostru focusprimatv.ro, și bineînțeles ne puteți urmări și pe platforma noastră de conținut digital, primaplay.ro. Nu scăpați de noi, pentru că mâine dimineața la 7 suntem iar aici. Focus la prima oră. La revedere. Acest program